Bine ai venit, Cătălin Striblea, în studio. Bine ai revenit. Bine v-am găsit. Știi că mă uit acum pe pagina ta de Instagram. Am văzut că acolo ai obiceiul de a ne da câte un bună dimineața în fiecare zi. Și mă uit la o postare care sună așa: bună dimineața celor care negociază până se alege praful. Da, mai am una mai nouă de astăzi. Ai una mai nouă? Stai că o găsesc imediat. Da, bună dimineața celor care știu că după o ședință merge și o comisie. Nu, ai văzut? Ok. Ești în, nu știu, dai tonul zilei, am impresia. Așa mi se pare corect. Că dacă facem o ședință de urgență la 24 de ore după... Acum, e urgență, mâine. Nu ți-aduci aminte de episodul Afganistan? Când CSAT-ul a fost la o săptămână după evenimentele din Afganistan. Se terminaseră și evenimentele. Exact, da. Și am impresia că nu s-a mai întâlnit nici CSAT-ul. Ba nu, s-a întâlnit, dar... Au avut alte subiecte. Mă rog, am adus câteva zeci de cetățeni afgani în România, ceea ce e un merit al statului român, să recunoaștem. Da. Numai urgență să nu fie în România, că începe rațiunea zilei, oricum, așa de urgență. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea. În aproximativ 2 ore va începe la Cotroceni o ședință cu președintele Klaus Iohannis, premierul Câțu, premierul demis Câțu, ministrul de interne, ministrul interimar al sănătății, doamna de la Institutul Național de Sănătate Publică, Adriana Pistol, și alți oficiali români care vor căuta să dea un răspuns creșterii nestabilite a valului epidemic din România. Asta se întâmplă după ce, acum aproape 24 de ore, președintele a ținut un discurs în care a spus că trecem printr-un moment dramatic. Și atunci se referea la cele 574 de morți înregistrate în 24 de ore. Astăzi au fost înregistrate doar 473, dacă nu mă înșel, iar numărul testaților cu noi infectări era undeva la sub 18.000. Așadar, e tot unde a fost ieri. Mulți specialiști în epidemiologie spun însă că valul acesta va continua cu cifre și mai mari. Și că explica aseară, de exemplu, profesorul Cherecheș, că e foarte greu, chiar dacă aplici niște măsuri acum, ca această creștere să fie stabilită pentru 2-3 săptămâni. Adică e exact ca frâna de la o mașină. Până când calci frâna, până când se oprește mașina, ea mai parcurge câteva zeci de metri. Este exact același fenomen. De ce? Pentru că dacă iei astăzi măsuri restrictive, un om care s-a infectat astăzi va fi calculat în valul respectiv peste 5 zile, da? 6 zile. După care, în perioada asta, el poate să-și infecteze și membrii familiei. Deci mai durează o vreme. Asta e explicația absolut logică a fenomenului. Știu că toată lumea se întreabă de dimineață, dom'le, ce măsuri o să aprobe? Adică... Da. Da. E o întrebare. E o întrebare, știu, m-au sunat oameni, prieteni, ce măsuri să vor lua, ne pregătim de închidere și așa mai departe. Lumea trăiește cu spectrul unei carantine, e și greu de înțeles, mai ales dacă te-ai vaccinat. Răspunsul este că nu știm la această oră, sau cel puțin nu știu eu, ori fi oameni mai informați, care este sau către ce se îndreaptă, sau dacă e cu o decizie luată în față președintele. Căci, în mod evident, acesta este sistemul. Toată lumea va merge să-i spună, domnule, decizia ți aparține. Dar vă propun să ne uităm la momentele anterioare, că am mai trecut pe aici. Deci, domnul președinte a mai aprobat măsuri, dar nu dintre cele mai dure, da? După închiderea României din martie 2020, au mai fost măsuri, carantine locale, s-au introdus diverse restricții, dar în niciun caz nu s-a mai aprobat o nouă carantină. Și cred, ăsta este doar un exercițiu logic, că nici de data asta nu va fi o carantină, în niciun caz națională, poate punctuală, poate pe anumite intervale, sau poate cel mult pentru persoanele nevaccinate. E doar un exercițiu logic ceea ce spune aici. O carantină zonală, cum ar veni,
Cum ar fi pentru București, da? Sau Ilfov, care are rate foarte mari, da? Și de peste 20 de îmbolnăviri la 1000 de locuitori. Aici trebuie să faci ceva. Dar estimarea mea este că se vor purta în aceeași notă a lunilor trecute și nu mi-e foarte clar de ce ar schimba în momentul acesta niște lucruri pe care deja le au. Au venit reprezentanții OMS la București? Au venit să vadă de ce campania de vaccinare merge foarte prost. Există o presiune asupra unor decizii, da, dar... România a devenit bolnavul Europei, la modul propriu, și țara în care se moare cel mai mult din lume. Și acum multe țări civilizate și instituții internaționale încearcă să înțeleagă de ce se întâmplă lucrul ăsta când aveți numeroase instrumente la îndemână. Adică v-am dat bani să vă apărați împotriva epidemiei, să vă protejați și medical și economic, aveți milioane de doze de vaccin, ce faceți prost? Asta e întrebarea. Sigur că și chiar dacă astăzi se vor lua niște măsuri din astea complicate și mai dure, nu are cine să le aplice. Avem un guvern lipsit de autoritate. Din acest moment și președintele trebuie să convoace și niște consultări, pentru că guvernul Cioloș n-a trecut, nu? Și să aducă, în cât o să mai dureze, încă o săptămână, nu? Cel mai probabil, un guvern care să și poată aplica ceea ce se va cere astăzi. Eu știu teoria aceea cu domnule, guvernul în funcție și așa mai departe. Dar angajații, întotdeauna angajații din subordinea unui ministru care stă să plece... Sunt mai relaxați. Sunt mai relaxați. Da, ca să nu spunem. Așa merge treaba, da. Cătălin, îți mulțumesc că în această seară ne reîntâlnim într-o ediție specială. Așa, suntem pregătiți cu Alicia Cubescu. Să spunem că la ora 18:15, Piața Victoriei, vine Kelemen Hunor în întâlnirea cu Tudor Mușat. Deci unul dintre membrii coaliției va fi aici și va explica câteva lucruri. La ora la care se termină ședința de la Cotroceni, noi vom fi în radio și vă vom comunica imediat ce se întâmplă. Mulțumim și te așteptăm și mâine la România în direct. Îi asculți pe cei mai mari. Hey, this is Justin Bieber. Hey, this is Dua Lipa. Hi, this is John Bon Jovi. Aici, la Europa FM.